Astăzi se sărbătorește Ziua Internațională a Profesorului, o zi închinată celor care ne ajută să ne alegem drumul în viață. Dincolo de această zi specială, anul acesta evenimentul a coincis cu pregătirea referendumului care practic a picat ca o mănușă deciziei Ministerului de a elibera mai devreme sălile de curs. Nu a existat o regulă în privința desfășurării orelor, ci fiecare a făcut după cum l-a tăiat capul. Prima zi Ziua Mondială a Educației și sunt colic, fiecare școală a hotărât și hotărăște cum, împreună cu sindicatul, cum celebrează Ziua Mondială a Educației. Acum sunt unități de învățământ unde se fac ore, sunt unități de învățământ unde nu se fac ore, se fac altfel de activități cu copii, hotărâte de comun acord între sindicat și conducerea școlii. Programul se termină mult mai devreme astăzi, fiind o zi de sărbătoare. Deci sub nicio formă, la când vin cei de la secție de vot, 6 sau la ce oră vin, vor găsi. Adică le punem la dispoziție școlile, da? Pentru sâmbătă și duminică. În anii precedenți, această sărbătoare a fost marcată diferit, nu prin absențe la orele de curs.